Parteneriatul a fost încheiat pentru al treilea an la rând între Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar și unitățile administrativ-teritoriale din județ, excepție făcând municipiile Baia Mare și Sighetul Marmației. Proiectul a fost demarat în anul 2017 la inițiativa consilierului județean Liliana Moga, iar în fiecare an a fost votat în unanimitate de toți consilierii județeni, indiferent de culoarea politică. Suma totală alocată în 2019 pentru achiziționarea ghiozdanelor și a rechizitelor aferente a fost de 133.515 lei fără TVA, iar prețul per ghiozdan este de 57 de lei și 50 de bani plus TVA. Miercuri, reprezentanții Consiliului Județean, însoțiți de consilierul județean Liliana Moga, au distribuit ghiozdanele pe 3 dintre cele 5 rute. Joi, ghiozdanele au fost distribuite pe ruta 5, respectiv în Recea, Satul Lung, Șomcuta Mare, Valea Chioarului, Boiu Mare, Remetea Chioarului, Coaș, Săcălășeni, Colteu, Sein, Cicârlău și Tăuții Măghirăuș. Ultima rută a fost acoperită astăzi, ghiozdanele oferite de Consiliul Județean Maramureș urmând să ajungă la Ulmeni, Ardusat, Ariniș, Asoajul de Sus, Băița de Sub Codru, Bicaz, Fărcașa, Gârdani, Mireșu Mare, Oarța de Jos, Băsești și Sălțig.